La guvernare trebuie votate persoane care sunt gata să-și sacrifice viața personală, familia, dobândirea averii, grijă de copii, fii, nași, cu metri, etc., să le schimbe pe slujirea intereselor societății. Aduceți-vă aminte de reacția societății noastre la cazul unui prim-ministru care se deplasa la lucru cu bicicleta sau președinte de țară care cer cu transportul public. Ori averea Angelei Merkel, dacă să comparăm cu cel mai jalnic funcționar de la noi, ea trăiește cu mult mai sărac. În schimb, palmarezul rezultatelor este uluitor. Nimeni nu mă poate convinge că cel care toată viața a avut grijă doar de propriul buzunar și a acumulat avere de milioane vine în politică să ne învețe cum și noi să o facem. Ori și mai ridicol, să se împartă fără să ia ceva înapoi cu averea sa. Nizașto! Credeți că bogătașii care se închină la confort vor lăsa totul baltă și se vor apuca de promovat interesele mele și ale voastre? Puneți-le cruce! Astăzi vorbim despre bani și bani mari, despre un singur salariat care s-a opusit lângă fosta guvernare, cramponat de sânul bugetului de stat. Acest salariat este Valeriu Chițan, deja fost președinte a Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Anume despre asta și vorbim în următoarele minute. Eu vă salut! Valeriu Chițan a fost numit de Parlament președinte al CNPF la 13 aprilie 2016, pentru un termen de 5 ani. Anterior, el a fost vizat într-un dosar penal privind deturnarea fondurilor publice în perioada în care se afla la șefia Ministerului Finanțelor. Chițan a fost inculpat pentru delapidarea a 10 milioane de dolari din bugetul statului în afacerea Petrolbank. După un proces de judecată, magistrații l-au declarat nevinovat, deși banii așa și nu au fost întorși statului. Deci banii au dispărut, judecata l-a achitat, iar el a sărit direct în funcție de șef al CNPF. Și de sărac ce era, i-au și mai dat un salariu cosmic pentru Republica Moldova, 135.000 de lei lunar, adică 1.621.535 lei anual. Acesta a precizat că în salariul declarat sunt incluse și premiile de care beneficiază conform legii. Deci bordul, inclusiv președintele, au salarii de la 3 până la 5 salarii medii pe instituție. Salariul meu constituie 4,5% din salariul mediu pe instituție. Și acest salariu este anual declarat regulamentar. Am deschis declarația dumneavoastră de avere și interes, care este publică și respectiv lunar ar fi un salariu de 135.000 lei, 127. Respectiv, asta este salariul declarat brut. 135.000 lunar, vă rog frumos să nu confundem lunar și anual. Și asta a fost o concretizare, nu specificați dumneavoastră. Este corectă declarația sau nu? Și în primul rând, concretizați dacă este informația veridică sau nu cu privire la salariu. Mersi. Salariul meu pe care l-ați citit constituie 2/3 salariul de bază, 1/3 sunt premii. 2. Mă scuzați, declarația nu-i cu mine, eu am completat-o cu jumătate de ani în urmă. Bune legi au ei acolo, nu? Din declarația devenit, mai vedem că Valeriu Chițan primește o pensie de 438.311 lei anual, adică lunar 36.500 lei. Așadar, prieteni, atrageți atenția. Astfel de salariați sunt la bugetul de stat, de unde sunt întreținut toți bugetarii, precum și pensionarii, mai sunt și categorii care primesc alocații sociale. Persoana menționată cu trup și suflet este conectată la acest buget, care este, chiar dacă au trecut 30 de ani de la declararea independenței, mai sărac decât cel care l-a avut Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Am să mă abat de la temă și am să vă zic că în 1989 Moldova avea un produs intern brut de 270 de miliarde de lei, azi de 215.
Dar au trecut 30 de ani. Se întreabă, de ce? Pentru că Moldova e plină de șaroviși, ca acest chițan și cu metri, care erau la guvernare, l-au salvat de la pușcărie și încă și l-au pus pe spatele poporului. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. De la serviciu de bază CNPF mai primește și tichete de masă, anual în sumă de 10.260 de lei, adică câte 155 de lei lunar. Așa se mai poate de trăit, nu? O luăm pe mătușa Mașa, care e nevoită să vândă flori pe marginea drumului ca să-și facă de pâine pentru că are o pensie de 1.400 de lei și comparați-o cu alu Chițan. Ce pensie și salariu are? Pe lângă asta, statul îi mai dă și tichete de masă să nu moară de foame. Dar câte cheltuieli făcute de el pe spatele statului mai sunt? Noi încă nu știm. De exemplu, transportul de serviciu, șofierul. Deplasările, chipurile de serviciu, dar de facto a fost la părinți acasă, ori la niște prieteni, în Dubai a zburat. În declarație evităm că casa este de milioane, dar dacă mai concret, aproximativ 5 milioane lei, mașina de 1,5 milioane de lei, apartamente, terenuri și multe de toate. Măi, oameni buni, cei care sunt la guvernare, toți doresc să trăiască bine. Da, chiar așa și încă din bani publici, este din cale afară. Măi, voi dacă nu puteți ridica salariile și pensiile cetățenilor pentru că sunt din ei care urgent azi au nevoie de majorări, pentru că sunt la limita existenței, voi măcar tăieți salariile și pensiile la acești fraieri. Lor ce, 25-30 de mii salariu nu le ajunge și vreo 10 mii pensie. Nu le este destul, dați chetele de masă. Dați-le celor care trăiesc pe alocații sociale, pentru că și ei sunt oameni și ei merită atenție. La începutul emisiunii am specificat că este deja fostul președinte al CNPF, deoarece la data de 9 septembrie, curent, cu 54 de voturi a deputaților din Parlamentul Republicii Moldova, membrii CNPF împreună cu președintele au fost demiși pentru activitate nesatisfăcătoare. El nu numai demis trebuia, dar și confiscarea averii, tot ce a agonisit din banii publici să fie reîntoarsă în bugetul de stat. Lăsați doar ce i-a dat maică să dea acasă. Și punct. Analizând o așa declarație de avere a unui funcționar, înțelegi că în Republica Moldova sunt oameni mega bogați. Nu sunt împotriva la așa salarii și pensii, dar de ce de ele se bucură doar anumiți oameni? Majoritatea cetățenilor trăiesc la limita existenței, dar unii funcționari peste măsură în bine. Nu e cinstit așa. Anume aici se observă cum sunt distribuite bunurile și privilegiile în stat. Так, это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Это все время тебе. Ой! Что ты хапаешь? Что ты хапаешь? Și cel mai sărac popor produce politicieni și funcționari bogați. Cu asta închei. Abonați-vă la canal, lăsați câteva comentarii, iar eu vă spun că în curând ne revedem!